Un bărbat a fost reținut de oamenii legii după ce a lovit o altă persoană în plină stradă. Polițiștii biroului de investigații criminale Lugoj au reținut un bărbat în vârstă de 27 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul inspectoratului de poliție județean Timiș. Polițiștii lugojeni au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că împarcarea unei societăți comerciale de pe rază a municipului Lugoj, are loc un scandal între doi bărbați. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că în timp ce se afla în parcarea unei societăți comerciale de pe raza municipiului Lugoj, un bărbat în vârstă de 53 de ani ar fi fost lovit cu un obiect contondent de către o persoană care ulterior ar fi plecat într-o direcție necunoscută. În urma verificărilor efectuate, la scurt timp a fost identificat un bărbat în vârstă de 27 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, și tulburarea ordinii și liniștii publice, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.